bine, tată! Avem 300 în oraș! Părerea mea sinceră legată de Tesla. Merită sau nu merită mașina mea de luat? Bine m-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi o să discutăm părerea mea despre Tesla după 5.000 de kilometri și 2 luni de utilizare. Asta am făcut în 2 luni 5.000 de kilometri și o să vă spun părerea mea sinceră, dacă îmi place, dacă nu îmi place. Și pe lângă asta o să vă răspundem și la câteva dintre întrebările voastre. Suntem alături de Noris. Salutare. Pentru că trebuie să ne citească cineva întrebările, l-am luat de la liceu și acum o să ne ducem să luăm un GoPro. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să fim atenți pe aici, că poate stare vreun nebun de la liceul Noris pe aici. Bă, vezi că-s nebune ăștia pe aici. Am văzut. Mamă, și vine unul cu Seat-ul. Ia că s-a făcut flash-uri, mamă, a văzut că are Tesla, a zis, oh, respect. Ce se uită, bă, colegii mei. Pentru început, o să vreau să discutăm legat de părerea mea legat de Tesla. După aceea o să vă iau și câteva întrebări așa mai interesante pe care le-ați pus pe Instagram, că v-am întrebat acolo pe story. O să vreau să fac un clip în care vă spun 5 lucruri care îmi plac la Tesla asta și 5 lucruri care nu-mi plac la Tesla asta. O să fie, cred că, două clipuri diferite în care vă spun în fiecare clip 5 lucruri care îmi plac maxim, 5 lucruri care nu-mi plac maxim. Dar, per total, așa să vă răspund la întrebarea acestui video, care cel mai probabil este părerea mea sinceră sau dacă pot recomanda Tesla. Bă, sincer, după părerea mea, eu la început aveam foarte multe emoții dacă o să fie destulă autonomia asta. Pentru că eu am luat cea mai ieftină Tesla. Bateria de la mașina mea este cea mai mică de la Tesla, 54 de kW, ceea ce e destul de puțin pe lângă alte mașini. Sunt mașini care au baterii mai mari, dar fac mai puțin kilometri decât face mașina asta. De ce? Pentru că Tesla este foarte bine optimizată, știi? Are un singur motor și este foarte bine optimizată, este economică, adică are un singur motor și scoate un consum destul de bun. De asta reușesc să fac destul de mulți kilometri. Oricum, mereu când mă întâlnesc cu cineva, mă întreabă cât are autonomie Tesla. Și ce pot să-i zic? Autonomia de iarnă, pentru că eu efectiv am băgat-o pe cel mai extrem test, am luat-o în noiembrie când erau temperaturile destul de ok și după aceea a venit iarna. Bă, și s-a văzut o scădere în autonomie. Spre exemplu, eu acum nu pot să fac mai mult, hai să zicem, maxim 250 de kilometri fac după un plin, maxim 250, hai să zicem vreun 225, ceva de genul ăsta, 200, în cel mai rău caz, cam atâta fac cu mașina asta, înțelegi, Noris? Ok. Dacă ar fi de făcut pe timp mai de mult. Bă, nu, pentru că este iarnă și afectează foarte mult la fiecare mașină electrică, în jur de vreo 30%, 40%, în cele mai rău cazuri, afectează bateria, pentru că este frig și eu, spre exemplu, eu de fiecare dată înainte să plec așa mai de dimineață, preîncălzesc mașina, merg tare, nu merg neapărat economic cu ea și eu ideea e că nici nu merg economic, pentru că o altă chestie care îmi place foarte mult la Tesla și de obicei se afectează, în momentele față se aplică doar la Tesla, e că poți să mergi gratis cu ea, pentru că superchargerele sunt gratis și este foarte comod, te duci acolo, încarci 40 de minute, ai full-ul dacă vii cu puțină baterie și gata, ai rezolvat. Adică eu până acum, ăștia 5.000 de kilometri, i-am făcut fără să bag niciun ban în electricitate. Deci n-am băgat niciun ban în curent. Da, dacă era în afara României, costau superchargerele, da, nu? Da, corect. În momentul de față, decât în Bulgaria, Ungaria și România, gen din zona asta de pe lângă noi, nu costă în momentul de față, din câte știu eu. Dacă trebuie, spre exemplu, în Austria, din Austria încolo, costă, știi? Ok. Din Austria încolo, prin Viena, da, 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 exact, costă. Dar mă dați seama că este un preț mai mic decât este benzina, dar costă, știi? Astea sunt avantajele, momentan la noi nu costă, nu se știe cât o să mai țină treaba asta, dar cât o să mai țină eu vreau să profit cât mai mult, că de ce nu? Adică până acum efectiv nu am consumat deloc curent, nu am încărcat niciodată acasă, la mine acasă, am încărcat o singură dată când eram pe munte, da, ați văzut vlogul, dacă n-ați văzut vlogul să vă duceți. O să vreau să fac și un video dedicat cum e să mergi cu Tesla la munte, pentru că clipul ăla nu prea a fost așa dedicat neapărat cum a fost cu viața la munte, dar o să facem un clip în care o să mai merg, când o să mai merg la munte, eventual chiar la munte, munte cu zăpadă, cu nu știu ce, o să vedeți cum e viața cu electrica la munte, pentru că multă lume are emoții că poate rămân pe acolo, poate nu știu ce, și nu e cazul, cel puțin la mașina asta, adică dacă îți planifici cum trebuie dinainte, e destul de lejer. E foarte ciudat că eu acum încerc să vorbesc, să abordez un subiect, să fiu tot bine și trebuie să fiu atent și la trafic, știi? Da. E cam așa. Oprit și la pădreapta, trebuia să-l depășești. Să... Da, da, da. Trebuie să fii atent mai multe lucruri. Asta e greu când faci un car vlog în București. De asta până acum am ajuns, dacă car vlogul a fost în afară și destul de ușor. Dacă ești prin București, trebuie să cam fii atent aici la trafic, dar încercăm să o luăm chill. Adică de față nu prea conduc așa neapărat prin București. Eu era să fac ieri accident, dar în rest asta e o poveste pentru altă zi. Da.
părerea mea sinceră legat de Tesla, merită sau nu merită mașina mea de luat? Bă, după părerea mea merită extrem de mult. Deci la 33.500 de euro, nu știu ce altă mașină face ce face mașina asta. Adică are extrem de multe dotări, nu știu ce dotare aș vrea eu în plus în momentul de față să aibă mașina asta. Nu știu ce dotare, adică chiar... Și practic mașina asta se updatează nostru, adică eu când am luat-o cumva. De când am luat-o s-a schimbat enorm de mult. Adică când am luat-o nu avea încălzire în volan, nu avea încălzire în spate, nu avea sistemul ăsta deloc, nu avea, nu dansa, nu... Deci s-a schimbat total și interfața de când am luat-o. Adică am avut, nu știu, foarte multe schimbări de când am luat-o. Bine, acum de acum încolo nu o să mai am, pentru că schimbările astea sunt mereu de Crăciun. Schimbarea asta mare e de Crăciun, dar o să mai fie update-uri, dar nu așa substanțiale cum a fost acesta de Crăciun. O să mai fie acolo câteva chestii, feature-uri în plus, eventual. Dar nimica extravagant. Părerea mea după 5.000 de kilometri, ce aș vrea să aibă mașina asta, o să detaliez mai multe în clipul ăla, ce-mi place și ce-mi place, dar ce aș vrea ca mașina asta să aibă, vă dați seama, mai multă baterie. Adică aș fi preferat să am un long range, adică ar fi intrat mai bine, aș fi mers mai liniștit la drum lung. Spre exemplu, dacă ar fi să fac distanța de Sibiu-Timișoara, adică între două superchargere, cu mașina asta, pe timp de iarnă, ești cam cu morcovul. Știi de ce? Nu pentru că e distanță neapărat mare, dar e foarte mult autostradă. Știi? Pentru că București-Sibiu o pot face, lejer, știi? E distanța cam aceeași. Da. Dar de la Sibiu până la Timișoara, fiind mult mai mult autostradă, nu prea. Pentru că trebuie să mergi cam cu vreo 120-110, bine, oricum, e mișto că mașina îți recomandă când vede că, bă, nu ajungi, nu e ok, vezi, ține și tu viteza sub 110, sub 120, sub 90, cât vrea mașina, știi, ca să ajungi la destinație. Deci mașina te ajută foarte mult. Root planner-ul ăsta de la Tesla este foarte bine făcut și nu prea ai cum decât să fii mai prostălău așa, să nu să te trezești. Da, să rămâi, să faci mâna prostă. Îți explică mașina foarte clar. Dacă îi dai acolo destinația unde vrei să ajungi, spune, bă, ajungi, nu ajungi, mai ales dacă îi dai destinația undeva și zice, bă, vezi că acolo n-ai unde să încarci. Bine, poate tu știi unde ai să încarci, dar mașina n-am, nu știe toate stațiile, știe doar stațiile Tesla și câteva tot la fel Tesla. Nu are, odată ce o să încarci tu la anumite stații, o să le recunoască ea că mai încărcat acolo. Asta e altă discuție. Ah, ok, deci învață. Da, ea învață. Învață non-stop oricum mașina, asta e altă chestie, știi? Partea cu încărcatul momentan nu a fost un impediment pentru mine, pentru că la supercharger să încarci e chiar lux, adică te duci, mănânci, nici nu apucam să mănânc când mă duceam și chiar intra bine, adică încărcarea era destul de lejeră. Deci nu te poți plânge de cât de repede se încarcă bateria. Da, nu mă pot plânge și mai ales pentru că bateria asta e LFP, noile baterii, pot să încarc de câte ori vreau eu la 100% și este recomandat să încarc de câte ori mai mult, de câte ori vreau eu, știi? Uh-huh. Și nu e o problemă dacă încarc la 100%, asta e avantajul la bateriile astea mai mici, standard range plus, că decât pe standard range plus vine cu bateriile astea LFP. A, pentru că range, nu? Da, nu, pentru că bateriile astea au o densitate mult mai mare, adică ocupă mult mai mult spațiu, știi? Și nu prea încăpeau pe bateria, nu puteau să facă atât bateriile pe alea mai cu autonomie mai mare, știi? Am înțeles, ok. Am crezut că pe toate astea noi Tesla au LFP-uri. Long range, spre exemplu, nu este recomandat să o încarci la 100% decât când mergi pe distanțe foarte lungi, știi? Am înțeles. Deci tot 90% o încarci la supercharge dacă ar fi fost am. A few moments later. Așa. Am făcut rost de GoPro pentru Norris. Bine, tată! Avem 300 în oraș. Glumim. Hai că prinde 300 mașina. Ok, hai să spun întrebările. O problemă ce a fost în acești 5.000 de kilometri, au mai fost mici bug-uri. S-a mai întâmplat câteva ori să mai trească să dau un restart la Tesla, cred că de vreo 2 ori, că s-a întâmplat pe aici niște probleme la GPS sau mai știu ce, arăta ciudat GPS-ul. În rest, nicio problemă tehnică până acum, n-am avut nicio problemă la ea. A fost totul super ok. Am făcut pană, actually, am făcut pană. Da? Da, am făcut pană odată și m-am dus, am rezolvat-o. Ați văzut cei de păstorii, dacă ați văzut, dacă mă urmăriți pe Instagram, dați un follow neapărat. Da, deci cam așa arată șurubul care era în roata mea. Nu știu cum a ajuns șurubul ăsta în roata mea, dar a ajuns. Și da, l-am rezolvat, a fost destul ok, n-a fost o mare problemă și acum chiar nu se mai pierde absolut nimic la roți, ceea ce e perfect, adică s-a făcut cum trebuie la băieți. Dacă să zicem că pleci în Germania, cum faci? Asta ar însemna să faci multe opriri. Ia zi-mă, Andrei, traseul spre Germania cu Tesla. Bă, poți să bag aici, e foarte mișto că dacă bagi destinația care vrei tu, spre exemplu, din Germania. Mamă, da, să mă bată tata cu soarele cu tot. Dacă mergi la drum lung, este recomandat și impus așa după 2 ore de condus în continuu să tragi un pic pe dreapta, să tragi un suflu, știi? E recomandat treaba, da, asta, știu, știi? Da, și alte mașini spun să... Da, nici nu te mai lasă mașina să mergi, că bă, trebuie să
mamă, eu uite poliția, credea că aici suntem cu radar, cu nebunii. Am trecut până cu poliția, fi crezut ăștia, uite și începători cu camere, merg pe cap cu toate astea. De că nu văd un impediment să mergi cu ea, mai ales prin Europa, în Germania, credeți-mă, nu ar fi o problemă, ai o grămadă de supercharger, ai unde să încarci. Dacă îi dai destinația Berlin, îți arată exact pe unde trebuie să te duci să încarci, cât trebuie să încarci. Și în principal la fiecare oprire nu trebuie neapărat să stai să pun cargi vreo 40 de minute sau o oră. În principal cam vreo 20 de minute, 30 de minute, depinde cât mai e până la următorul supercharger și în oprirea aia, ai acolo ceva ce să faci. Haide, mă, întâi. Cât ține bateria, mai zici, nu? Da. Pe timp de iarnă, v-am spus, rămâne de văzut pe timp de vară. Pe timp de vară cred că o să am impresia că am o baterie nouă. Cel puțin așa au zis toți, că pe timp de vară ai impresia, bine, pe timp de primăvară, nu când e caniculă, că și când e caniculă e destul de nașpa, dar când e vară oricum e mai preferabil decât când e iarnă. Cel mai rău este iarna, cel mai nașpa test pentru o electrică este iarna. Are pilot automat, dacă da, plimbă-te două minute așa. N-are adică are pilot automat, dar nu e practic, full self-driving. Da, nu se conduce total autonom, dar ia curbele, oprește, gen trafic este foarte bun și acum, spre exemplu, ia curba asta, uite, hai să zicem curba asta, fix în soare și totuși, uite, vede. Vedeți, a luat curba autonom. Cine e foarte cum mă treaba asta, în principal eu mai folosesc, deci am folosit o altă chestie, am folosit foarte mult autopilotul ăsta, gen unii zic că și mai pun pe mașini și toate astea, dar nu-l folosesc, dar eu chiar îl folosesc pe ăsta de la Tesla, chiar l-am folosit de multe ori. Mai ales și, în coada aia. Da, în cozi, pe autostradă e genial să folosești ăsta, deci e, n-ai ce să mai faci efectiv în mașină, stai așa pur și simplu și vezi cum se plimbă mașina și ții mâna pe volan. Unde se află superchargerul? Superchargerele din București, deci și în țară, în momentul de față sunt decât în Timișoara, Sibiu, Pitești, București și Constanța. Deci astea sunt toate superchargerele din România. Sunt doar pentru Tesla, ceea ce e super mișto. Încarcă doar Teslele și încarcă foarte rapid. De astea sunt superchargere. Și sunt super mișto, adică chiar sunt foarte inconvenient. Adică poți să te duci până la mare lejer, poți să te duci până la Timișoara lejer. Adică ai unde să te duci, pe unde să te duci, știi? Ai dormit în ea până acum, Andrei? Bă, nu am dormit, dar o să vreau să fac un clip legat de treaba asta. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă vreți să vedeți un clip în care dorm în Tesla. Pentru că chiar o să fie comod. Am un mod de camp care îmi bagă căldură. Nu, aș putea să fac lejer asta și pe timp de iarnă, știi? Da, da. Bagă temperatură, îi setezi temperatură, dai pe bancheta asta pe spate, așa și în cap lejer. Îți iei acolo plap, mă, și stai bine, chiar stai bine, te uiți la stele, da. E giugiuc. Chiar e... Și poți să te uiți la Netflix, nu? Da, și poți să te uiți la Netflix, adică... Chiar e ok de stat să campezi cu mașina asta, chiar e mișto, am văzut clipuri și nu e așa un inconvenient, chiar se poate sta bine mașina peste noapte. Cred că am acoperit destul de multe întrebări, dacă mai aveți întrebări, lăsați-le acolo în secțiunea de comentarii. Urmează clipul în care o să vă spun 5 lucruri care îmi plac la Tesla și 5 lucruri care nu îmi plac la Tesla. Dacă vreți clipul ăsta să îl vedeți cât mai curând, dați acolo pe butonul de like și apăsați pe clopoțel ca să fiți pe fază când apare. Eu am fost Andrei, mulțumesc Lunoris de prezență că ne-a ajutat și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau! Ceau!